Bună ziua, domnul Oprișă, scuze pentru deranj. Narcis Daju, sunt jurnalist. Aveți un minut? Ați avut astăzi o vizită la firmă, la Elfan Cons. A fost domnul viceprimar Bejinaru. Ceva probleme cu contractele pe care le aveți cu primăria? Nu cunosc. Păi dumneavoastră... Nu am lucrat. Dumneavoastră l-ați întâmpinat acolo, nu vă mai amintiți? Nu. A, nu vă mai amintiți sincer. Ce ați făcut azi? Sincer. Domnul Oprișă. Nu am fost la firma asta. A, ok. Dar dumneavoastră ce rol aveți în firma asta? Angajat. Și dumneavoastră mediați relația cu primăria Târgu Jiu, că am văzut că numărul dumneavoastră de telefon și e-mailul apare pe toate contractele. Da, nu știam lucrul ăsta. Eu sunt angajat la societate de foarte mulți ani. Dar știu că aveați o interdicție, o condamnare penală care vă interzice să administrați societăți comerciale. Repet, nu sunt administrator pe societate. Dar administratorul Mărginanu ce rol mai are dacă dumneavoastră semnați toate hârtiile? Nu semnați hârtiile, domnule. Ah, sunteți doar în SICAP cu datele de contact, atât, nu? De mult, de când s-a înființat societatea. Și astăzi ziceți că nu v-ați văzut cu Bejinarul la sediu de pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu. Nu. Bine. Multă sănătate. O zi frumoasă. Sănătate. Sănătate.